Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Apar noi detalii în scandalul primelor pentru funcționarii de la Federația de Canotaj și aceste noi detalii arată că sistemul de acordare a unor prime de succes, nu doar pentru sportivi, ci și pentru personalul din federație, dintre care unii n-au nicio treabă cu activitatea sportivă propriu-zisă, s-a transformat într-o cursă pentru o ciupeală, cât mai consistentă, din bani publici. O căpușăreală, în efect. Adică, astfel, înaintea Olimpiadei de la Paris, unde era de așteptat ca echipele de la canotaj să ia câteva medalii, ceea ce s-a și întâmplat, s-au făcut numiri, mutări și rearanjări pe posturi, astfel încât, ca în orice altă competiție, funcționarii să se placeze cât mai avantajos pentru câte un premiu gras. De apreciat organizare. Da, sunt foarte organizat. Nu au lăsat lucrurile la voia întâmplării, cum știu să se organizeze. Mai țineți minte că scandalul a început când s-a aflat că secretarul federației și contabilul șef urmau să ia, sau urmează să ia câte 162.400 de euro datorită victorilor obținute de canatorii români. Pe apă. Elisabeta Lipă de la Agenția Națională a Sportului a explicat apoi că toată lumea a contribuit la victoria canotorilor. Așa că de-aia toată lumea trebuie să fie premiată. Doamna Lipă este la... ANS. E o soi de ministru al sportului. Da, dânsa este de fel președintele Federației Române de Canotaj. Da. Și acum e acolo temporar. Da. Deci e un soi de colectivism de ăsta... Toți pentru unul, pentru toți, noi suntem o echipă, noi toți muncim, care sună foarte nobil așa, până când te uiți la detalii. Detaliile care sunt jenante, lamentabile. Ce? Sunt o echipă, adică sunt, și da. Se practică asta în sport și, da. Și în restaurante. Deci, secretarul general al federației, domnul Cătălin Erhan îl cheamă, cel cu prima de 162.000 de euro, a fost numit pe funcție oportun cu numai 2 luni înainte de Olimpiadă. Asta a declarat pentru gsb.ro președintele interimar al Federației, Valentin Gavril. Deci cu 2 luni înainte, dânsul a ocupat acest post. Care va să zică? Ai zice că domnul Erhan l-a apucat pe Dumnezeu de un picior, nu? Adică a avut noroc, l-au pus pe funcție în mai, nu? Mai, iunie. Și în iulie, pac, Olimpiada. Care acum o să-i aduc 162.400 de euro. Nu-i aduce, mă, n-auzi că îi împarte cu alți cetățean, că vrea. Și te gândești, bă, dar ce ghinion pe la care a plecat de pe funcție. Cum a ratat el o primă de consistentă? Aia, da. Te gândești la bietul om. Păi, ăla, dacă mai stătea 2 luni, lua și el o sutică jumătate de mii de euro, nu? Doar că, ce să vezi, acest domn care a plecat de pe funcția de secretar general, domnul Sandu Pop, s-a făcut antrenor secund. Poziție din care ar urma să încaseze 238.000 de euro. Deci, a coborât în apă, cum se zice. Nimeni nu pierde, toată lumea câștigă, toți suntem o echipă, nu? Reporterul GSP, vă recomand această anchetă, e foarte mișto. Reporterul GSP îl întreabă pe șeful Federației de Canotaj. Citez. Da, domnul Sandu Pop a activat efectiv pe acest tip de muncă în ciclul olimpic actual? Adică antrenorul secund, la care fusese secretar general, s-a dus antrenor secund ca să ia 238.000. Și răspunde șeful Federației. E antrenor, are cursuri, își face treaba. Se ducea și la Snagov, era și prin federație, și la competiție. Deci își face treaba sau își face de treabă? Aș întreba. Și dialogul continuă, reporterul insistent. Reformulez. A muncit efectiv ca antrenor la lot olimpic pentru Paris? Ca să fie și el premiat? Că e foarte bine că premiem performanța. N-am nimic împotrivă. Bravo, foarte bine. Bă, da, hai să le dăm alora care au contribuit efectiv, nu aia care... își face treaba, știi? Da. Și Gavrilă răspunde, nu știu. El nu e decât președintele federației, de unde să știe el. Dar și ăsta, băi... Zice, nu știu. Asta a fost propunerea antrenorului principal. Biroul executiv doar a validat ceea ce a venit de la antrenorul principal. Vezi, de-aia în politică oamenii sunt mai pregătiți. Acolo nu ezită. Ca domnul ăsta. Da, da, domnule, a muncit, cum să nu munce, a rupt. E acest... Nu, serios. Da, demonstrează. Demonstrează tu. Întreabă cât despre... A muncit, domnule, da, șefule, a muncit, să știi că acest domn... de el, a slăbit 8 kg. Acest domn Valentin Gavrilă, sau Gavril, cum îl cheamă, care este președinte interimar, nu e cu presa. Da, o să-l dea afară foarte curând.
Pentru că dânsul a spus că el nu vrea să ia niciun fel de primă de bani, nu știu ce, că întotdeauna iese scandal și că nu vrea să bage în rahaturi de genul ăsta. Mm-hmm. Și nu vrea. E ceva, ori e în neregulă complet cu dânsul, ori deci, o să fie rejectat de sistem, o să-l dea afară, cred că zilele astea aflăm că avem un alt președinte interimar la Federația de Canotaj. Cât despre secretarul general, Cătălin Erhan, asta cu 162.000 de euro, da? Mm-hmm. Iată și acest fragment de dialog între reporter și șeful Federației de Canotaj. Reporterul întreabă. E rațional să fie propus, deci ca Erhan, da? Să fie propus cu aproape 170.000 de euro doar pentru că ocupa această funcție cu câteva săptămâni înaintea Olimpiadei, practic? Și domnul Gavril răspunde. Dacă era secretar general la ora aia, aia e. Deci, formal. Reporterul plusează. Zice, dacă eu, zice reporterul, dacă eu eram numit antrenor în dimineața în care echipajul de 8 plus 1 a luat aurul la Paris, încasam niște sute de mii de euro pentru o zi? Și răspunde, da, asta e legea. Înțelegeți? Dar altfel dânsul e complet dezinteresat de banii ăștia. A zis că nu se bagă, că iese cu mizerie de la toți. Da. Bă, deci, încă o dată, forme fără fond. Asta e țara formelor fără fond. Nu s-a schimbat nimic. Deci, legea dă dreptul la premierea celor care contribuie la o performanță deosebită. Și foarte bine, asta e, fondul e foarte bun. Să-i premiem pe cei care fac performanță. Ce fac băieții deștepți? Se organizează și se plasează în cele mai avantajoase poziții din organigramă care sunt îndreptățite la premii. Apoi îndeplinesc formal procedura birocratică, se dă adeverință de premiere, că legea spune că e nevoie de o adeverință. Legea zice că fondul în sine trebuie îmbrăcat într-o formă. Forma este o formă birocratică, nu? Prin care circulă banul public. Îți trebuie niște acte justificative. Ei ce fac? Actele justificative. În rest, fondul, ce contează? Întreabă reporter. Dom'le, dar a făcut efectiv? Nu știu, dom'le, nu-i treaba mea. Dacă are adeverința, ce mă mai interesează pe mine? Încă un exemplu. Zice tot reporterul de la gsp.ro. Zice, o mai avem pe doamna Rodica Macovei, propusă cu 309.400 de euro, tot ca antrenor secund. Dânsa, întreabă reporterul, a lucrat efectiv în ciclul olimpic la lotul care a obținut rezultatele la Paris? Și ăsta răspunde. Rodica Macovei coordonează loturile de junior și tineret, întocmește planurile de pregătire, deplasările. Deci, deflectează, au răspuns pe lângă. Ăsta întreabă, domnule, a lucrat efectiv? Domnule, e la tineret, face deplasări. Și a fost implicată sau nu? Întreabă reporterul, că ar trebui să încaseze totuși peste 300.000 de euro ca antrenor secund la lotul olimpic. Nu pentru coordonarea juniorilor. Olimpiada n-a fost a juniorilor, că n-a fost universiada, a fost olimpiada, a fost pentru seniori. Ea a fost, se dau bani pentru performanța a seniorilor. Ea se ocupă de juniori, nu? Ăsta a fost comentariul meu. Și ăla răspunde, asta e hotărârea biroului executiv. Dacă sunt bani, se dau. Dacă nu, se taie. Deci nu contează, mă, ce a făcut efectiv, înțelegi? Contează dacă are ștampila pe hârtie. Contează dacă are adeverință și dacă votează unii în birou executiv. Dacă birou executiv a decis, ce mai contează? Da, tu îți dai seama că dacă e să fim... Să facem un... Un film așa, un scenariu. E greu de crezut că o doamnă care e antrenoare secundă la juniori, da, chiar primește genul ăsta de bani. Și atunci mergem în filmul în care e cum s-a zis, că ei iau banii și pe urmă se împart... Deci practic se face o șperțuire, nu? Că nu știu, asta rămâne de văzut. Rămâne de văzut, nu am zis că facem o ipoteză de lucru. Da. Dar și tu te implici în asta, adică tu iei 300.000 de euro ca să știi că după aia trebuie să dai... La negru... Dar ce ai face, Vlad, dacă ești... Eu ce aș face? Da, ești antrenor secund eu într-o federație... Face... Eu aș face ce a făcut domnul ăsta, mă, eu aș fi plecat de acolo. De mare succes. Mie mi-e greu să-l cred pe domnul ăsta, nu te supăra pe mine, adică după ce răspunsuri dă, în care îi se pare firesc ca aia să ia bani, chiar dacă sunt de două luni, adică dânsul nu mi se pare a fi scandalizat. Singura paranteză e aia, că eu n-am luat bani, că este scandal. Da. Dar asta se pare perfect firesc. Nu mă lupt eu cu sistemul, da. Nu încerc să nu mă mânjesc, dar nu mă lupt cu sistemul, știi, cam asta e. Da. Oricum, toată povestea este, are caracteristicile delapidării.
Asta este delapidare ce fac oamenii ăștia, serios. Adică banii sunt alocați pentru ceva, ei sunt deturnați în cadrul unei operațiuni speculative premeditate. Ce presupune? Numiri formale pe funcții, certificări false în documente publice. Asta este infracțiune ce fac oamenii ăștia. Și e o infracțiune, adică rezultă o fraudă de milioane de euro. Comisă, aici e cel mai trist, știi, că este comisă pe spatele unor sportivi care muncesc de-și rup oasele. Și câțiva din personalul tehnic, oameni care au grijă de bărcile lor, de vâslele lor, antrenorii care stau, se duc cu ei dimineața în zori. Deci sunt niște oameni care au muncit deși au rupt oasele, frate, ca să aducă olimpiadele astea, să cânte imnul României acolo la Paris, să se ridice drapelul și să se emoționeze și să cânte imnul cu mâna pe inimă pe podium. Au adus 5 medalii Federația de Canotaj, dintre care 3 de aur, da? Și pentru asta au muncit nu 4 ani, ci o viață întreagă de când au intrat ei în canotaj. Și pe spatele acestor sportivi care au muncit să iau o medalie la cea mai onorantă competiție din lume, la olimpiadă, ăștia își fac șmecheriile. Ăla se mută formal ca să ia, de ce să iei 162.000 de euro când poți să iei 238.000 de euro? Cu coana aia, de ce să, când ia 300.000 de euro, că ea antrena la junior? Care-i treaba cu junior? Și-a asumat un risc. Fii atent că sumele astea sunt în directă relație cu numărul de medalii câștigate. Ori ăla s-a mutat înainte de olimpiadă. Uh-huh. Deci omul a zis, bă, eu mizez că luăm mai mult de două medalii ca să ducă suma mai sus. Da, a făcut o investiție. Da, jenantă treabă. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.